celor 4 conferințe pe care le-am propus în acest sfârșit de an, în acest post al nașterii Domnului. În această ultimă întâlnire îl avem invitat pe domnul Florin Caragiu. Domnul Florin Caragiu este de formație, prima formație, matematician. Și a fost cadru didactic la Facultatea de Matematică timp de 12 ani. La Politehnică timp de aproximativ 12 ani. Timp în care, cadru didactic fiind, la Facultatea de... la cadrul Politehnice, a urmat și cursurile Facultății de Teologie. Tot în perioada aia când era student la Teologia, devenit directorul editurii Platitera. Și astăzi ne va prezenta probabil ultima carte care a ieșit la editura Platitera. E ultima asta. Cinci cărți. Peste 100 de cărți. Tainele Vindecării, cea pe care o vedeți prezentată pe ecran, cartea este traducerea domnului Florin Caragiu. Ea nu este, acum fac corectura și eu, nu este apărută la editura pe care o conduce, este apărută la editura Basilica a Patriarhiei Române. Și autorul cărții, așa cum ați probabil observați, e Mitropolitul Calistosuer și mai mult ce să spun, domnul Florin Caragiu scrie și poezii și după prezentarea cărții o să ne mai vorbească de un subiect foarte drag și despre o altă carte scrisă despre părintele despre părintele Ghelasie de la Mănăstirea Prăsenei. Îi urăm cu venit și îi dăm cu venit. Bună seara, Cerce Părinte, dragi invitați. Am bucuria să vă prezint acest volum al Mitropolitului Calistosuer, Mitropolit din Dioclea, din anul 2007 este versul Mitropolit. Este o traducere apărută recentă de la Basilica, cum am spus și Părinte. Așa că, introducere, vreau să vă spun câteva cuvinte despre Părintele Mitropolit Calistosuer. S-a scriptat în 1934 la Bath, în Anglia, într-o familie anglicană, ce a fost, crescut în Biserica Anglicană. Dar la 24 de ani s-a convertit la Ortodoxia, la Ortodoxie. Și absolvit liceul din Westminster, colegiul din Westminster și facultatea din Oxford, având specializarea în literatură universală și teologie. A fost activat ca profesor la Oxford timp de 35 de ani, profesor de teologie ortodoxă. A efectuat numeroase călătorii prin lume, predicând învățătura ortodoxă, vorbind lumii despre viața care poate fi determinată în ortodoxie, despre tainele bisericii și despre toată atmosfera din viața bisericii. Acest volum, de față, Tainele Vindecării, cuprinde, adună o serie de 6 conferințe ținute la Vezelari, un loc străbit de pelerinaj din Franța. Având și o formație de filolog, având literatură clasică și teologie ortodoxă la Oxford. Având și o formație de filolog, lucrul acesta se reflectă și în stilul scrierilor Părintelui, care este fluent, plin de comparații semnificative, plastice, deosebit de plastice, apropiat, folosind
primite la, nu numai la Sfinții Părinți și la literatura patristică, ci și la literatura universală, la, să dau un exemplu, Dostoevski, John Donne, T.S. Eliot și alții. Deci, scriitor, poeți din literatura universală. Cartea cuprinde 6 capitole, este structurată în 6 capitole. În primul capitol se vorbește despre taină, despre semnificația cuvântului taină și despre această vocație a omului întreg, de unitate și pace sine prin legătura cu Dumnezeu și vocația sa de unificator al creației și în același timp de săvârșitor al acestei taine a unirii creației cu Dumnezeu. Deocamdată așa e numărul capitolele, după aceea ne vom opri la fiecare parte. În al doilea capitol continuă să vorbească despre concepte, precum conceptul de inimă, conceptul rugăciunea inimii, ce înseamnă și ce relevanță are pentru omul întreg, da? Pentru această taină a omului întreg creat cu Dumnezeu. Vorbește despre sensurile cuvântului patos, patimă și despre valorizarea sa, două valorizări, două aspecte. Aspectul negativ, în care patimă este numită ca vrăjmaș, vrăjmașul omului și un alt aspect în care patimile sunt privite conform firii, iar ceea ce aspectul negativ este întrebuințarea unei patimi după fire într-o orientare împotriva firii. Deci, iată, patimile să fiind ceva înăuntru, iar ceva care cumva ține de firea omenească, ceea ce este rău în el este o anumită întrebuințare contra firii, contra acestei orientări conice, să zicem, de legătură cu Dumnezeu. În a treia parte, Părintele Mitropolit vorbește despre taina mărturisirii și explică foarte frumos din perspectiva omului care se mărturisește a preotului și a lui Dumnezeu, deci face așa o trecere de vistă a tainei mărturisirii, legând-o, bineînțeles, și de taina ar veni ca la Sfântul Apostol Iacob tămăduirea trupului și a sufletului sunt luate împreună. Deci, pe de-o parte, taina mărturisirii, spaitarea păcatului, pe de-altă parte, taina ungerii. La Sfântul Maslu, de exemplu, observăm în pasajul din Biblie care întrebează Sfântul Maslu, observăm o legătură ca actonic în două aspecte, tămăduirea trupului și, în același timp, mărturisirea păcatului spre tămăduirea sufletului. Deci, vindecarea se înțeleasă ca o recuperare a integralității, a sănătății integrale de suflet și de trup. În partea a treia și partea a patra, Părintele Mitropolit, capitolul 3 și capitolul 4, se referă la taina Sfintei Euharistii, care este, cum să spun, o minune continuă, cum spune Sfânt Părinte, și în același timp taina Sfântului Nicolae Cavasila și taina finală, dincolo de care nu poți merge mai departe, este inaugurarea, să zicem așa, a gustarea Împărăției, însăși condiții Împărăției de unire cu Hristos. Se vorbește despre, se explică înțelesuri care se desprind din Sfânta Liturghie referitoare la ceea ce înseamnă pacea. Da? Pacea sunt mai multe aspecte, o să vorbim la rândul lor despre aceste aspecte. Iar în capitolul, asta în capitolul 4, iar în capitolul 5 se rămâne la explicarea cuvântului
sensul prelungirii dincolo de liturghie, în liturghia de după liturghie. Iată, această taină de ascensiunea Maicii de Dumnezeu are o a doua, stadiu, deci o mișcare de întoarcere, o mișcare de ascensiune, o mișcare de întoarcere către lume, astfel încât cei care s-au părtășit cu Hristos se întorc în lume și slujesc în acest altar, să zicem, a celor suferinți, bolnavi și așa mai departe, spre a ajuta lumea să se întoarcă la Hristos, să-i ne împărtășească din ceea ce au primit, pe măsura posibilităților de primire. În ultima parte a cărții, în cea de-a șasea capitol, Părintele Mitropolit vorbește despre taina morții, despre multele tipuri de morți, ca trecere de la un stadiu la altul, lăsare în urma ceea ce este vechi spre învierea sau trăirea a ceea ce este, asumarea a ceea ce este nou. Ele prefigurează ceea ce se va întâmpla în moartea cea mare, cum spune, care de la sfârșitul vieții, dar în același timp, văzând în toate aceste chipuri de morți urmate de pieri în viață, putem întrezări faptul că moartea nu este un punct, doar un punct final, ci este un punct de început către o viață, către viața veșnică, de început al unei vieți care trece dincolo de condiția cădeii și numai de această cauză poate fi o cale spre întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci moartea în acest sens este un prieten. Moartea în sensul despărțirii de Dumnezeu, care este moartea spirituală, este într-adevăr un vrăjmaș al omului. Însă moartea ca eliberare de condiția presupusă și a întâlnire cu Dumnezeu poate să însemne pentru cei care s-au pregătit și au lucrat cu conștiință pentru mântuirea lor, un motiv de bucurie al apropierii și mai mare de Dumnezeu. Să zic așa, revenim puțin la fiecare capitol. În primul capitol, Părintele Mitropolit Calistos Weber, pe numele lui Nemirea Timothy Weber, mai amintesc că s-a călătorit în Sfânta Mănăstire Altelor din Patmos. După convertirea sa, a fost cu mai mult timp la Atos și Ierusalim. Deci a avut așa o trăire intensă în aceste focare de spiritualitate ortodoxă. Și de aceea, cuvântul lui este un cuvânt viu, un cuvânt cu putere și lucrul acesta este formidabil tocmai pentru că el, venind dintr-un mediu semantican, dovedește o atât de profundă ancorare în ortodoxie, ca și cum s-ar fi născut ortodox, adică atât de pătruns este de toată viața ortodoxă, încât iată se poate acest lucru, se poate vedea transformarea. Bineînțeles, și înainte era un om deosebit, deci, în sensul că sunt convins că calitatea umană nu i-a lipsit niciodată. În primul capitol, revenind, slăviți pe Dumnezeu în trupul vostru, se vorbește despre om și despre vocația omului. Omul nu este un suflet care are un trup. Omul este întregimea sa, suflet și trup. Da? Eu sunt sufletul meu, eu sunt trupul meu. Deci este o personalitate integrală, este o personalitate indivizibilă. Trupul nu este doar un instrument, nu este doar un mormânt, sau nu este un mormânt, ci este locul de unde altarul sau templul Duhului Sfânt, fiind înfățișat ca jertfă, fiind omnicească, cum spuneți la Apostol Pavel. Este importantă faptul că omul este considerat de Sfinții Părinți ca microcosmos,
Deci el rezumă și recapitulează, reflectă în sine toată diversitatea lumii create și are capacitatea de a fi punte și mediator. După alții, cântecul de nuntă al creației. Da? Toată creația se unește și regăsește armonia prin om. De aici, Părintele Metropolitică, o caracteristică, el insistă asupra acestui lucru, grija omului față de creația întreagă, stricarea naturii prin poluare și prin multe feluri de a nesocoti ordinea naturii, este, pentru Părintele Metropolită, o ratare a vocației omului. Constituie, deci, nu numai o eroare, să zic așa, care să îi afectează calitatea existenței, ci constituie și o ratare a vocației sale, pentru că întregul, întreaga ordine creată are o ordine liturgică, o ordine care vizează transfigurarea lumii prin om. Transfigurarea omului și transfigurarea lumii prin om. Și de aceea este atât de important ca omul să nu-și rateze vocația sa de mediator al creației. Reunirea în sine, fiindcă el prin trup aparține ordine materială, prin suflet aparține ordine spirituale, el le unește în sine și le aduce la unitate și la pace, la reconciliere. Mai mult decât atât, Părintele Metropolit vorbește de un apofatism antropologic, derivând din faptul că omul este pe chipul lui Dumnezeu. Iată, apofatismul teologic, apofatismul ființei divine, apofatismul dumnezeiesc, se reflectă și în apofatismul ființei umane, care astfel încât taina nu este numai o taina omului și taina în general nu este numai o enigmă care se cere explicată, ci este exprimă faptul că taina este revelată, dar revelația niciodată nu este consumată pentru că este infinită și reprezintă o atingere de infinitatea dumnezeiască. Prin atingere de infinitatea dumnezeiască, iată toate făpturile create și special omul, ca chipul lui Dumnezeu, au parte de o taină, au parte de acest apofatism transpus la nivel creat. Omul mai exprimă ceva mai mult decât un microteos, sau omul nu este mai o imago mundi, este și o imago de ei, după cum am spus, deci nu este numai un chip al, adică o imagine prizătoare a lumii, ci este și o icoană a lui Dumnezeu. Și în acest sens, mai mult decât vocația sa de unire a tuturor celor create, are vocația de unire a celor create cu Dumnezeu, care, iată, este taina deja mai presus de fire. Prin liturghiile astea, Părintele Metropolit susține faptul, dimensiunea liturgică a creației. Faptul că omul este o făptură euharistică, faptul că este omul este o făptură dialogică și acesta îi conferă lui chipul viu prin care poate să se împlinească pe sine. Deci, eu spun la un dat un capitol, eu nu pot fi eu însumi decât prin celălalt. Da? Deci omul nu poate fi conceput ca identitate, în izolare de ceea ce este în afara sa, de celălalt, de alteritate. Omul este el însuși atunci când este privit în comunitate și în contextul cosmic. Abia atunci chipul lui se luminează și se limpezește în comunitate, în comuniune, în această taină. Părintele accentuează importanța trupului în tainele bisericii și în această taină a vindecării. Vindecarea ce înseamnă? Nu înseamnă numai o tămătuire a trupului, ci înseamnă o recuperare a integralității și a integrității omului, o împlinire a vocației sale. Da, vindecarea este privită în sens mai larg, după cum mântuirea nu înseamnă numai o eliberare de vină, ci mântuirea înseamnă tocmai o desăvârșire, o întregire a omului, prin fructificarea potențelor sale, prin actualizarea potențelor sale, prin creșterea spre asemănarea Dumnezeu, cu Sfinții Părinții. Și Părintele
arată o serie de importanța trupului în cult, în rugăciune, în viața noastră. De exemplu, în chiar statul în picioare biserică, faptul de a putea face metanii și închinăciuni, postul, iar Sfântul Maslu, botezul, fundarea în apă, la Sfântul Eucharistie, elementele de pâine și vin, la Sfântul Maslu, atingerea cu, sau ungerea cu lei sfințit. Și toate aceste multe alte lucruri, punerea mâinilor, la taina mărturisirii sau taina tehnotoniei, exprimă importanța participării trupului. Faptul ca omul, cumva, să se simtă pe sine întreg, să se simtă, cumva, dăruit lui Dumnezeu în întregime. Părintele vorbește despre că în Ortodoxie, în prim plan, și așa o să vedem la Fiintăți și cu învățătura Părintele Gherase, în prim plan este închinarea, abia după aceea vin dogma, învățăturile, regulile morale și așa mai departe. Deci, unul ca ființă liturgică care are în prim plan această închinare față de Dumnezeu, ca fond pe care se clădesc, temelie pe care se clădesc toate celelalte și urmează clădirea lor sau structura, alcătuirea lor cea bună. Închinarea aceasta întușă, închinarea este esențială pentru ca după aceea și dogmatisirea și morala să fie cumva în acord cu vocația omului, în acord cu ceea ce omul e venit să facă prin această voia lui Dumnezeu, ca el să se împlinească. Trecând la partea a doua, patimile vrăjmași sau prieteni, foarte interesant este faptul că patima, pe de o parte, în sens negativ, acum la bază, să zicem, o concepție stoică, este privită ca o tulburare a personalității. Ceva care trebuie eliminat, ceva care trebuie anihilat, pentru a se ajunge la apatia, adică la nepătimire. Deci patimile sunt ceva, sau cum spune Sfântul Grigore de Nisa, rezultat din cădere, dar care trebuie eliminat. Această concepție am împărtășit această perspectivă, să zicem, unii Sfinți Părinți, precum Clement de Alexandria, Evagrie, Sfântul Grigore de Nisa și alții. Mai există o concepție, tot în filozofia greacă, care privește patimile ca pe ceva neutru. Și în funcție de îndrăbuințarea care se dă, se poate vorbi de o folosire potrivită sau nepotrivită. De exemplu, cum să spunem, Ava Isaia, acustic din urmă, în Frocalia, are un text în care arată că dorință, există o dorință după fire, fără de care nu ar exista dragoste în Dumnezeu. Dar, dacă este orientată în mod greșit, ajunge la dorința pentru necurății. Ceea ce ea devine un lucru rău. Și iată, ele trebuie, patimile trebuie reorientate, trebuie transfigurate, astfel încât ele să vizeze mira cu Dumnezeu. La fel, să luăm gelozia. Gelozia, potrivit firii, este râvna. Zicem, râvna față de Dumnezeu. Zice, Dumnezeu este gelos. Râvna. Gelozia împotriva semenului, care duce la o invidie și la o înșelare a lui, sau gânduri rele împotriva proapă, iarăși este orientarea acestei patimi împotriva firii. Mânia, la fel, mânia împotriva semințelor sărbătate de vrăjmașuri, este o patimă împotrivit cu firea. Și, de exemplu, și Hristos, în Scriptură, vedem cum s-a mâniat de mai multe ori, dar s-a mâniat după dreptate, împotriva fariseilor, fățarilor și așa mai departe, învățătorilor, în mai multe ocazii. Există o mânie cea bună, o mânie bună, conform firii și omenie, împotriva firii, când ne mâniem pe aproape, în principii nejustificate pentru
așa, lucruri de șarne și nefolositoare, iată cu mânie, care trebuie reorientată și redreptată spre dobândirea curăției. Deci, mânia cea potrivită este mânia care vizează curăția, păstrarea curăției. La fel, să zicem, ura. Ura potrivit firii este ura ceea ce este, cum am zice, se distinge păcatul de păcătos, ura păcatului. Iar ura contra firii este ura împotriva păcătosului. Deci, iată, faptul că urâm oameni este o orientare împotriva firii a urii, dar faptul că nu dorim să ne amestecăm păcatul și cumva ne păstrăm în această lumină dumnezească, este o ură potrivită cu firea. La fel, mândria. Ne putea spune cum, dar și mândria, sigur, mândria poate însemna acest simț potrivit cu firea, simțul valorii, simțul care alungă deznădejdea. Că de multe ori, să zicem, diavolul ne joptește că nu ești bun de nimic, ești nefolositor, nu știu ce, te aruncă în deznădejde. Și atunci, mânia, conformă cu firea, cumva, privești, privind toate lucrurile pe care le faci, că avem așa un dar de la Dumnezeu, cumva reușește să preșească această ispită a deznădejdii și să găsească rostul omului în Dumnezeu, rostul omului în Dumnezeiască. Este simțul, cum am spus, simțul valorii umane, simțul de a fi deasupra acel păcat. Iarăși, mânia pentru a fi este de a fi deasupra altui om. Dar aici este vorba de a fi deasupra păcatului. Da? De a nu te lăsa atins de cele alea. Iată, sunt mai multe lucruri în acest capitol, dar este important faptul că vedem aici mai multe luminări ale unor termeni care ne ajută să avem niște lărgiri de conștiință, niște înțelegeri ale lucrurilor, pur și simplu, astfel încât să nu avem, ne ajută, de exemplu, cum ar fi dacă mânia o reprimă, nu am reușit. La un moment dat ea va izbucni ca un vulcan sub noi. Dacă reușim să o întoarcem în cea potrivit cu firea și să o transfigurăm, atunci iarăși reușim cumva să folosim aceste putere sufletească într-un sens bun. Aceasta, te-am spune, este, acest lucru este învățișat și în analogia lui Platon, care vorbește de vizitiu, care e rațiunea, care are doi cai. Un care toate emoțiile, părții superioare a sufletului și celălalt cal toate emoțiile părții inferioare, conflictoare și afectele astea, care sunt mai tulburi, dar problema este, vizitiu singur nu va putea să ajungă nicăieri, are nevoie de cai. Vizitiu iarăși nu va putea să ajungă unde dorește. Dacă folosește numai un cal, adică la o trăsură cu doi cai, dacă numai un cal merge, atunci și o ia pe zi. Și atunci, practic, omul trebuie să se împace cu întreaga sa natură, și superioară și inferioară, să o reorienteze, să o transfigureze, să nu reprime nimic, să reușească să repune lucrurile într-o ordine pe care a venit-o Dumnezeu. Referind acum, trecând la capitolul al treilea, cel despre mărturisire. Iată, ungerea, mărturisirea este ca o vindecare a sufletului. Este ca o spălare și ca o curățire a sufletului. Ea merge până în mână la Sfântul Maslu, după cum am spus, cu ungerea, ceea ce înseamnă că dăruirea sufletului și a trupului merg împreună în taina ortodoxă, adică în înțelegerea și practica ortodoxă. Poate să zică cineva, de ce să mergem la mărturisire? De ce să mergem la spovedea? Nu ne putem spovedi lui Dumnezeu și El ne iartă. De ce să ne ierte dacă ne spovedim
sincer și din toată inima. Mulți oameni din societatea noastră adoptă, să zicem, această perspectivă. Dar se divede la multe aspecte și Metropolitul Caristos Ver chiar le normale, ni le pune în vedere, ni le readuce înainte. Spune, sunt trei aspecte. Din perspectiva omului, mărturisirea nu este numai o, cum a fost și un istoric, să zic așa, e o compunere a două aspecte.